Fructele și legumele au un concurent serios în piețe, cel puțin la Râmnicu Sărat, arabele comercianților sunt pline cu porumb crud, numai bun de fiert sau copt. Pe cât de bogată este oferta, pe atât de puțini sunt însă cumpărătorii. Mulți iau doar de poftă câteva bucăți. Nu am cumpărat. Nu aveți... Da, dar nu am reușit să ajung în piață. O să cumpărați? Da, bineînțeles, sigur. Îl consumați fiert sau copt? Fiert. Am cumpărat. Cum l-ați pregătit? La fiert, normal. Am cumpărat. Și cum este porumbul? E foarte bun. Cumpărați an de an? În perioada aceasta? Da! Comercianții recunosc că altădată porumbul de fiert era o delicatesă de sezon, preferată de mulți. Acum sunt nevoiți să scadă prețurile pentru că nu mai au cumpărători. Este porumb din abundență, prețul este destul de convenabil. Se caută? Se caută, da. De poftă sau oamenii? Mulți ia de poftă, mulți mai ia de în parte. Avem porumb. Se caută? Se caută. Prețul? 70 de bani. Îl cumpără oamenii de poftă sau în general e perioada și trebuie consumat? Trebuie consumat, că e perioada și mai ia câte o gravidă, câte un copil mic. Pensionar. Porumbul este un aliment foarte sănătos, fiind bogat în vitaminele din grupa B, care influențează pozitiv funcționarea sistemului nervos, a mușchilor, a inimii și producția de globule roșii. Fiert sau copt, porumbul este bun și pentru memorie.